Na. Greu. Foarte greu. Dar mai ales dacă ai o vârstă. Trebuie să procur lemne, să nu mai zici, dar sunt foarte scumpe. Stăm într-o zonă cu lemne, dar sunt foarte scumpe. Sunt speculanții care iau grosul și plătim mult. Cât? Cât anume plătiți pe lună? Ne costă să încălzești două camere, deci doi pensionari, soț și soție, 6-7 mii de lei pe iarnă, până la 8 mii. Foarte mult. Destul de mult, că pensia nu e chiar așa de mare și trebuie să mai și mănânci, să mai și așa. În general, cred că aș vota PSD-ul pentru că ține mai mult cu săracul. Deci să gândește la sărac. Sărac, dacă îi dai 2 lei, e ceva pentru el. Deci la el să treacă. Și când? Când se finalizează? Trebuie să fie gata. Trebuie să fie gata lucrările. Ca să poată să facă recepția și să dea drumul la gara. Așa vi s-a spus. Să dea drumul, să vină să facă pentru în casă, pentru mai avem un pic. Cred că un an și ceva mai avem. Foarte mult. Și până atunci? Până atunci. Cheltuiți foarte mai mult pe lemne. De la hoțe, știa. Da, da. Este un lucru foarte greu. Ni s-a promis de ani de zile și acum hai că ne bagă gaze și la anul și la mulți ani o să avem. A făcut dezastru la stradă, la toate cele. Cât de greu vă este să vă încălziți iarna cu lemne? Facem butelie, încălzirea cu lemne. Peste tot în comună s-a făcut de fapt mărești de sus, de jos, Umbrăvești, iar noi la Potențat deloc promisiuni, iar actualul, pot să zic, actualul primar ne-a promis că nu ne bate nici măcar un cui în Plopensat și s-a ținut de cuvânt. A băgat canalizare, nu o să vede. S-au băgat gazele? Am înțeles de la vecini că nu. Am primit încă. A venit doar la poartă, până o face S-a băgat mănuța. Prezent. S-a băgat mănuța, stimată doamnă. Ce nemulțumire aveți? Păi ne promite toți și nu face nimeni nimica. Să răspundă greu și să facă focul, și să le aducă, și să le taie, și să le trape, și tot. Deci foarte bine venit gazul. Acum să vedem când vine.